Fondul Monetar Internațional a redus prognoza creșterii economice a Republicii Moldova în 2014 de la 3,5% la 2%. Anunțul a fost făcut de șeful misiunii femeii la Chișinău, Max Al, iar la sfârșitul celei de-a doua monitorizări post-program desfășurată în țara noastră. Potrivit datelor femeii, reevaluarea creșterii produsului intern brut se datorează majorării moderate a producției în agricultură, reducerii activității economice a principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova și impunerii restricțiilor la importul produselor moldovenești de către Rusia. Alier a afirmat că Banca Națională a Moldovei a reușit să atingă cu succes obiectivul de asigurare a stabilității prețurilor în contextul cadrului de țintire a inflației și regimului flexibil al cursului de schimb, fapt ce a contribuit la atenuarea impactului presiunilor din exterior, titrează agenția Infotag. Anterior, Banca Mondială și BRD au redus prognoza creșterii economice în acest an până la 2%. Ministerul Economiei își menține însă prognoza de creștere de 3,5%.